Vreau să vin înaintea dumneavoastră cu un caz pe care Domnul Iisus Hristos a predicat Evanghelia și în una din împrejurări a ajuns în casa unui om. Și când a ajuns în casa omului respectiv, lucrul acesta este cunoscut de majoritatea din noi, zice că nu a fost loc pe unde să intre nimeni în prezența Domnului Iisus Hristos, pentru că așa de multă lume s-a adunat în jurul casei celeia cu dorința ca să-L audă pe Domnul Iisus cum vorbește și cu dorința ca atunci când Iisus va ieși de acolo să fie în preajma lui Iisus și să fie vindecat. De ce? Pentru că știa că din Iisus ieșea o putere și oricine s-a apropiat de El era vindecat. Femeia care cu scurgerea de sânge s-a apropiat de Domnul Iisus, s-a atins și Domnul Iisus Hristos a vindecat-o într-o altă împrejurare. Dar împrejurarea aceasta, Domnul Iisus vorbea cu poporul și cărturarii și farisei au fost mai tot timpul în jurul Domnului Iisus Hristos. De ce? Că vreau să prindă cu vreo greșeală oricare ca să aibă cu cine să-l acuze că nu este cu adevărat omul lui Dumnezeu. Și pentru faptul acesta ei stăteau totdeauna în apropierea Domnului Iisus Hristos. Și zice că patru oameni au dus pe prietenul lor la Iisus ca să-l vindece. Și pentru faptul că n-a găsit locul să-l aducă înaintea lui Iisus, zice că au spart acoperișul casei și spărgând acoperișul casei, îl sloba de pe cel bolnav în fața Domnului Iisus Hristos. Și Iisus când îl vede, face un singur lucru, pentru care majoritatea din cei ce au fost prezenți acolo au fost ispitiți, în special cărturare și farisei. Spune, fiule, păcatele sunt iertate. Și oamenii ăștia, farisei și cărturare, au început cu judecățile între ei. Cine acesta? Cine să crede el? Că el poate să ierte păcatele. Și în altă împrejurare cu fiul robului sutașului. Iisus a zis la fel. Și tot au fost judecat de cărturare și farisei. Și Iisus le spune, zice, de ce aveți gânduri rele? Și de ce aveți cugete rele? Zice, ce este mai ușor a spune? Păcatele sunt iertate? Sau spune slăbănogule, scoală-te, ia-ți patul și du-te acasă. Și dacă să știți că fiul omul are putere pe pământ, ție-ți poruncesc, scoală-te, ia-ți patul și du-te acasă. Și zice, chiar în același moment, slăbănogul s-a sculat de pe patul lui și a început să umble și a ieșit cu patul în spate și se ducea acasă. S-au găsit pe drum alți preoți și alți oameni care să-l judece, că de ce face lucrarea aceasta în ziua de săbat? Și el le-a răspuns, cel ce m-a făcut sănătos și m-a vindecat, mi-a spus să-mi scol, să-mi iau patul și să mă duc acasă. Și eu am făcut ceea ce el mi-a spus să fac. Și zice, cine este omul acela? Și el a spus, eu nu știu cine este. Și n-a știut. Că mai târziu se întâlnește cu el în templu și zice, Domnul Iisus Hristos îi spune, nu-i așa, zice, că te-ai făcut bine. Acum, zice, du-te și să nu mai păcătuiești. Că nu cumva să se întâmple mai rău. Și după aceea el zice că s-a dus la cărturari și la farisei și a spus că Iisus a fost acela care l-a făcut bine și care i-a spus ca să iei patul în spate și să se ducă acasă. În seara aceasta, ca de fiecare dată când noi ne adunăm aici, spun după cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus Hristos este mijlocul nostru. Și oricine se va apropia cu credință de El, va fi vindecat și va fi împlinit dorințele cu care vine înaintea Domnului. De aceea aveți încredere în cuvântul lui Dumnezeu și aveți încredere în Domnul nostru Iisus Hristos, care a spus acest lucru, că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, El este prezent. Și să veniți cu încredere înaintea Domnului și spuneți problemele pe care vă frământă. Spuneți necazurile care aveți, suferința pe care aveți. Și Domnul Iisus Hristos să se îndure și să vă vindece. Și cei care când aveți credință destulă, eu mă rog în aceste momente ca Dumnezeu să vă mărească credința și să vă apropieți cu încredere de El ca să puteți fi binecuvântați de Domnul. Pentru că aceasta a fost scopul acestei sări de închinare pentru care noi am venit în seara aceasta, ca să venim cu cauzele, cu problemele noastre, cu necazurile noastre, să aducem înaintea Domnului și să fim binecuvântați de El. Și eu zic, Doamne, mărește credința poporului Tău și lucrează după planul și voia Ta dumnezeiască, Iisuse. Slăvit să fim veci de veci. Haideți să ne ridicăm toți în picioare și venim cu cauzele noastre.